Masa finală de la Poker Fest Cluj s-a terminat acum câteva minute cu victoria lui Marius Volovei, pe care l-am intervievat acum câteva ore, admirând faptul că e jucător grinder de poker pe internet și dorindu-i să ajungă cât mai departe în turneu. Cum a fost masa finală, Marius? A fost destul de slab, aș putea zice, într-un fel. Nu știu, mi s-a părut, ori poate am făcut eu unele mișcări care poate nu aveau rost sau au greșit alții foarte mult. Adică este o tendință la turneele live din România să se lase prea short, nu se prea împing, și atunci devine masa mai tight. Și de asta mi se pare un pic mai ușor, un pic de agresat, dar trebuie o agresiune, cred că... Constantă, nu? Așa. Acum, să știi că din câte am mai urmărit, din câte mese finale am urmărit, asta chiar a avut ceva acțiune. Masa finală de la București a fost mult mai tight decât asta. Aici m-am mirat că a fost multă acțiune și dacă ne uităm la eliminări, au fost pe bandă rulantă. Da, am avut și spre sfârșit, au fost câțiva care și băiatul care a rămas în heads up mai punea presiune și am avut noroc la început că am dus un flip. Am pușat într-un spot mai ciudat și am reușit să duc un flip și de acolo mi-am permis un joc și eu să mai am un move, să zic, un flip, să mai fac loc de restil și așa mai departe. Exact, exact. Te văd o fire foarte, foarte calmă. Erai în poturi foarte mari, erai all-in. Chiar la prima mână, când ți-ai pus tot stack-ul la bătaie, erai de un calm fantastic, nu-ți bătea o venă, nu mișcai. E o strategie, așa ești tu? Nu știu, cred că așa sunt eu, să încerc să nu afectez jocul. Că câștigi pierzi doar un joc. Nu... Ce e... Te-a agățat turneul ăsta să mai vii să mai joci live? Sigur m-a găsat și să mai vin și la... Marius, te las să te bucuri de victoria ta, nu e timp de interviuri acum, felicitări, o să ne bucurăm și noi departe de tine, să păstrezi cupa sănătos și te mai așteptăm la Poker Fest. Mulțumesc foarte mult, o să revin, nu știu la care următor, dar o să revin cu sigur. Mulțumim!